Ierarhii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-au întrunit miercuri aceasta în ședință de lucru la reședința patriarhală. Lucrările au avut 7 puncte pe ordinea de zi și s-au desfășurat sub președinția preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ne-am gândit că o ședință de lucru, înaintea sărbătorii, este și o întărire a comuniunii noastre, care va fi apoi sfințită și amplificată prin coliturghisire. Deci acest sinod metropolitan are pe ordinea de zi probleme interne bisericești, dar și probleme care au impact în societate. De aceea avem în fața noastră un moment de exercițiu a co-responsabilității după consfătuire și după, sigur, împărtășirea experienței din diferite eparhii. Ne bucurăm că, în afară de membrii de drept ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, se află și Preasfințitul Episcop Siluan al românilor ortodoxi din Ungaria, care a venit la o distanță mai mare, dar a venit cu bucurie. Și de aceea noi o să-l ascultăm și pe dânsul, vorbind despre experiența, nu aș zice a diasporii, ci a vecinătății. Că cei de lângă graniță nu sunt în diasporă, ci în vecinătate. Deci avem speranța că toată lucrarea pe care o săvârșim este o lucrare binecuvântată de Dumnezeu spre binele Bisericii și spre slava Preasfintei Trăimi. Amin. Mitropolia Munteniei și Dobrogei are în componență 10 eparhii.